Oktoberfest, cea mai renumită sărbătoare a berii din lume, care se desfășoară în orașul german München de 202 ani, a ajuns și la Brașov începând cu anul 2009. Succesul înregistrat în anii precedenți a făcut pe membrii Clubului Economic German, organizatorii acestui eveniment, să îmbunătățească an de an conceptul festivalului. Ca în fiecare an și la această a patra ediție încercăm să-l facem mai bine, să creștem un pic cortul, va crește, va fi un cort mai mare, vor fi mai multe locuri, avem o surpriză pentru brașoveni, trupa 6 va fi ca o trupă care va fi în fiecare zi prezentă și după cum brașovenii știu, este o trupă foarte îndrăgită și suntem convinși că o să facă o atmosferă bună. Cred că foarte important sunt și premiile, în special cele de la sponsorul principal, care chiar ați auzit, premiul principal este chiar o mașină. Startul Festivalului Berii se va da aici, pe arena Liceului Sportiv. Brașovenii vor avea de ales între a se distra în cortul care va avea 4.000 de locuri sau la terasa bavareză cu peste 800 de locuri. Berea va curge din butoaie până la lăsarea serii. Atractivitatea anul ăsta față de anii trecuți va fi cu siguranță standul de îmbrăcăminte bavareză, unde cei care vor să intre într-adevăr în feeling-ul bavarez să poată să se echipeze ca atare. Oktoberfest începe cu celebra paradă, care va fi mult mai mare, deoarece avem căruțe, calești, trăsuri, personaje costumate. Vom mărșălui în ritm de fanfară de la primărie pe strada Mureșenilor, apoi trecem prin poarta Schei, ajungând la locație, unde desigur vom face tradiționalul cep butoiului cu bere. Pe lângă berea românească, cei care vor decide să meargă la Oktoberfest vor mai avea la dispoziție și alte sortimente de bere autohtonă și germană, mâncăruri tradiționale, cărnăciori autohtoni și, nu în ultimul rând, renumiții Thüringer. De asemenea, de la eveniment nu va lipsi concursul Miss Oktoberfest, unde se poate înscrie oricine peste 18 ani. Iar organizatorii spun că nu contează vârsta și nici câte kilograme au participantele. Juriul este interesat de jovialitatea și creativitatea concurentelor. Premiul întâi constă în montarea unui dozator de bere în casa câștigătoarei și aprovizionarea cu bere timp de o lună. Vizitatorii se vor putea duela cu vârști supradimensionați din burete, vor putea arunca la țintă covrigi uriași și de asemenea vor putea pescui doze cu bere dintr-un heleșteu cu apă rece. Oktoberfest începe pe data de 6 septembrie și se încheie duminică 9 septembrie.